Mânia este una din manifestările primare sau primordiale ale omului după psihologia de azi. Este o manifestare psihică și spirituală, o stare interioară însoțită adesea de alterări corporale, precum presiunea sângelui sau tonusul muscular și de reacții motorii, cum ar fi mimica. Deși izvorăște dintr-un instinct de autoconservare, ea este de cele mai multe ori nocivă. Totuși, uneori are efecte pozitive, mai ales când este provocat de încălcări ale dreptății, ordinii și binelui. Vă invit să reflectăm împreună asupra acestei manifestări, folosindu-ne și de cercetările psihologiei moderne, dar referindu-ne cu precădere la experiența dintotdeauna a culturii creștine exprimate de scrierile Sfinților Părinți. Bună, sunt Dr. Josh, aici la Gabi Udiu, unde împărtășim ghidare culturală spre împlinire spirituală. Și dacă ești pentru prima dată aici, nu ezita să te abonezi. Mânia e atestată din cele mai vechi timpuri, însoțind întreaga istoria omului. Dintr-un acces de mânie, izvorâtă din invidia care devenise ură, Cain l-a ucis pe fratele său Abel. Iliada e brodată pe mânia lui Ahile, cum proclamă poetul însuși: cântă zeiță mânia ce-a prinse pe Ahil Peleianul. Dar se poate constitui o întreagă listă de capodopere care și-au tras seva din mânie. Noi însă, dincolo de mânia legendară, creatoare de opere, ne întâlnim cu această realitate multiformă în fiecare zi și nu putem să nu constatăm că de cele mai multe ori ea este cauza multor nenorociri și drame. Cu toate acestea, sunt și situații în care mânia este îngăduită, chiar recomandată, și pare să nu fie greșit să fie atribuită și lui Dumnezeu însuși. Iată atâtea aspecte ce se merită surprinse și înțelese. De obicei, mânia este acea emoție sau mișcare a sufletului de acută ostilitate îndreptată împotriva unei cauze precise. Există și mișcarea spre mânie, care durează doar câteva clipe, în timp ce umoarea spre mânie durează îndelung, predispunând spre acutizări repetate. Atunci când ea are de-a face cu o posesie materială, tinde să se identifice cu invidia, în timp ce posesia sentimentală conduce spre gelozie. Când mânia a prins rădăcini adânci, fiind însoțită de răni ale onoarei, așadar consecințe directe ale invidiei sau geloziei, ea conduce la forma gravă a răzbunării. Când ia forma concentrată a emoției explozive, avem de-a face cu furia. Atunci când ținta ei este de lungă durată, poartă numele de ură. Iar când mânia este asociată cu motivații de tip ideal, ea se numește iuțimea celui drept. Studii moderne au arătat că nu există un centru al mâniei, niciun hormon al iuțimii. Creierul nostru este structurat din 3 niveluri sau părți și au vârste genetice diferite. Creierul reptilian, cel mai vechi, este baza pulsiunilor noastre celor mai instinctuale. Asupra acestuia acționează sistemul limbic, la nivelul căruia experimentăm emoțiile, inclusiv mânia. Și în sfârșit, cortexul cerebral, la nivelul căruia se experimentează conștient emoțiile. Desigur, procesele sunt extrem de complexe și nu e acesta locul pentru a le analiza. E necesar însă să constatăm că psihologia are nevoie să cunoască aceste aspecte de suport organic, neurovegetativ și hormonal pentru a înțelege mecanismele prin care aportul cultural și educațional poate interveni pentru a modula aceste reacții interne. De asemenea, cunoașterea acestor aspecte contribuie la o mai bună încadrare atât a resorturilor responsabilității actelor umane, de care se ocupă morala, cât și a aportului unor pârghii spirituale interne, voința liberă a sufletului, susținut de harul divin, sau externe, influența duhurilor rele, de care se ocupă teologia spirituală. În ce privește aceste din urmă realități, contribuția de cunoaștere pe care o aduce reflecția și experiența Sfinților Părinți este fundamentală. În general, culturile antice condamnă mânia. Vechiul Testament încearcă un echilibru între admiterea și interzicerea mâniei, când, prin versurile a doi psalmi, afirmă: mâniați-vă, dar nu greșiți, și
părăsește mânia și lasă iuțimea. Mântuitorul Hristos condamnă mânia. Zice el, cine se mânie pe fratele său, vrednic va fi de osândă. De asemenea, Sfinții Părinți consideră mânia drept o patimă, opusă virtuții dragostei, drept care unii dintre ei i-au dedicat tratate monografice, de exemplu Lactanțiu, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Martin de Braga, iar alții au abordat-o în interiorul unor opere de spiritualitate. E vorba de părinții filocalici, Evagrie Ponticul, Ioan Castian, Marco Ascetul, Nil Ascetul, Diadoc al Foticeii, Ioan Scăraru, pentru a aminti doar pe câțiva. Într-o abordare mai mult fenomenologică, părinții capadoceni descriu mânia și efectele sale nefaste. Sfântul Vasile cel Mare face o distinție tipologică între mânia ca aprindere și exhalare rapidă a patimii și durerea constantă conducătoare la răzbunare datorită unei nedreptăți suferite. Grigorie de Nazianz, folosindu-se de cunoștințele medicinii timpului său, afirmă că mânia este o aprindere a sângelui din vecinătatea inimii, atribuind această patimă corpului asemeni oricăreia dintre bolile acestuia. Iar uneori, mânia are o structură compusă aparținând atât trupului cât și sufletului, acestuia din urmă aparținându-i dorința de răzbunare. La fel și Grigorie de Nisa abordează mânia din perspectivă fiziologică. O numește o fierbere a sângelui din jurul inimii, dar și psihologic-spirituală, ca întoarcerea răului cu rău. Acestea sunt motive suficiente ca mânia să fie condamnată ca un rău pentru viața sufletească a creștinului, pentru sănătatea sa trupească, dar și pentru relațiile dintre oameni. Principiul general biblic de respingere a mâniei a fost adesea argumentat cu elemente din înțelepciunea greacă profană, în special din filozoful Plutarh. Pentru acesta din urmă, mânia face grozăvii, schimbând cugetul omului, scoțându-l din sine și izolându-l, ca pe acela care își dă foc cu casă cu tot și umple toate cele din lăuntru, adică sufletul, cu tulburare, fum și zgomot, încât nu poate nici să mai vadă, nici să mai audă pe cei ce vor să-i vină în ajutor. Mânia e mândră, încăpățânată și greu de înduplecat ca o tirană aprigă. Ea e întărâtată printr-o batjocură, o glumă, un haz sau o aluzie la adresa cuiva. Nimic nu scapă neatins de mânie. Mâniosul se supără pe prieteni, pe dușmani, pe copii, pe părinți și chiar pe zei. Din pricina mâniei, omul își schimbă înfățișarea și culoarea feței. Mersul și glasul sunt sălbatice. Vocea aspră și ursuză nu mai are farmecul cuvântului, nici afabilitatea și puterea de convingere. Ar fi bine ca în momentele de mânie cineva să ne țină în față o oglindă pentru a ne vedea chipul schimonosit și tulburat. Nici chiar vinul neamestecat nu dă naștere la cuvinte așa grele și nestăpânite precum mânia. Ea nu are nimic nobil sau bărbătesc. De obicei, oamenii fac din ea forță, curaj și bărbăție. În realitate, mânia e o slăbiciune și o micime de suflet. Sfinții Părinți au uneori cuvinte la fel de grave la adresa mâniei. Sfântul Vasile cel Mare, de exemplu, o compară cu un șuvoi de apă violent, cu o tulburare urâtă, cu o fiară care nu-i mai permite omului să fie om, pentru că și-a abandonat rațiunea. Mânioșii sunt turbați asemenea câinilor, se precipită asemenea scorpionilor și mușcă asemenea șerpilor. Ei sunt numiți fiare cu care și-au creat afinități prin această răutate. Cei ce sunt înclinați spre mânie se aprind din orice pretext, strigă, se înfurie ca fiarele, se năpustesc cu nerușinare. Nici ascuțișul sabiei, nici focul, nimic din lucrurile ce inspiră teamă nu sunt în stare să rețină sufletul înnebunit de mânie, așa cum nimic nu e în stare să liniștească pe cel stăpânit de demon, de care mânioșii nu se deosebesc prin nimic, nici la înfățișare, nici la exteriorizarea a ceea ce au înăuntru. La cei ce caută răzbunare, sângele clocotește în inimă, chipul e schimonosit, privirea e rătăcită și scăpărătoare.
Pentru Sfântul Grigorie Teologul, mânia e precum un demon care s-a prins de om și nu-l mai lasă. Doar cu ajutorul lui Dumnezeu poate fi ea domorită. Mânia face din mânios o expresie a rușinii. E un rău în întregime nud și vizibil, imposibil de ascuns. De aceea, imaginea oglinzii e recomandabilă încât mâniosul să se rușineze având chipul bolii sale în față ca un acuzator mut. Cum vedem, părinții capadocieni, din care am redat doar câteva idei, au recurs la o descriere amănunțită a manifestărilor patimii mâniei. Sfântul Vasile folosindu-se de imagini vizuale expresive, în timp ce Sfântul Grigorie de Nazianz face o analiză psihologică ceva mai nuanțată, mai amănunțită și mai profundă. Manifestările și efectele mâniei sunt aceleași în orice epocă, în veacul al IV-lea ca și în zilele noastre. Când se instalează, mânia devine o patimă greu de ținut sub control sau de extirpat. În afară de mânia ca patimă, cu toate fiicele și roadele sale, criticabile sub toate aspectele, există și o mânie ajutătoare a rațiunii și a dreptății. Sfinții părinți se opresc și asupra situațiilor în care mânia însăși este integrată unui proces de educație, folosind-o pe postul de judecător și pedagog. În astfel de cazuri, mânia nu mai izvorăște din răutate, nici nu produce tulburare, nici nu rănește, ci e gata să ajute învățăturii și să se alieze rațiunii împotriva păcatului. Tolerarea păcatului este ea însă și un păcat. Tolerarea slăbiciunilor este slăbiciune, de care adesea nu reușesc să scap decât printr-o doză bine cântărită de mânie. Este vorba de acea mânie sfântă, care nu greșește, ci zidește. Se cuvine să avem râvnă egală atât în dragostea de virtute, cât și în ura de păcat, spune Sfântul Vasile cel Mare. Dacă nu te mânii împotriva diavolului, nu poți să-l urăști cât trebuie pe el, dar mai ales lucrările lui. Precum câinele îl urmează pe păstor, la fel și mânia trebuie să urmeze rațiunii. Mânia este o colaboratoare de prim rang pentru partea rațională a sufletului atunci când ea ascultă și se teme de rațiune. Pentru Sfântul Ambrozie, cel ce își înfrânează mânia e mai tare decât cel care a cucerit o cetate. Mânia e utilă împotriva greșelii care provoacă indignare. A înlătura mânia în asemenea cazuri nu e semn de virtute, ci de slăbiciune. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, care în principiu este contrar mâniei, o consideră atunci când este îndreptată contra nedreptății, a neglijenței și a nepăsării. Diadoc al Foticei consideră că o mânie dreaptă e utilă sufletului, dacă e folosită cu calm contra nelegiuiților și păcătoșilor. Mânia temperată e mai utilă decât lipsa de mânie, căci a fost dată chiar de către Creator firii noastre și e utilă mai ales împotriva armatei demoniace. Atunci când este practicată cum trebuie, mânia rodește curăție, răbdare și cumpătare. Domnul însuși interzice mânia nejustificată împotriva fratelui, dar nu și atunci când ea are rol de medicament, zice Sfântul Vasile cel Mare. Principiul fusese aplicat deja de către Moise împotriva idolatriei, de Fineas împotriva desfârâului, de Ilie împotriva preoților lui Baal și de însuși Domnul împotriva celor ce făceau comerț în templu. Desigur, cu diferența că, în Vechiul Testament, mânia aceasta putea merge până la ucidere, în timp ce în legea cea nouă, mânia trebuie îndreptată doar împotriva diavolului, în timp ce pe fratele nostru care greșește, trebuie doar să-l ajutăm și să-l sfătuim. Iar dacă fratele e mânios, să-l compătimim, iar judecata aparține exclusiv Domnului. Și totuși se întâmplă ca uneori în Sfânta Scriptură să se vorbească despre mânia lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, prin firea sa, nu suferă schimbare precum oamenii. Sfântul Grigorie de Nazianz explică aceasta prin neputința limbajului nostru, care are nevoie de exprimare metaforică. Pentru că, zice el, noi înșine lovim când suntem mânioși. S-a scris că și Dumnezeu se mânie când lovește pe cei răi.
I-am inventat ochi, urechi, mâini, atribuind lui Dumnezeu lucruri de care ne folosim noi înșine. Dar auzi că nu cei buni, ci cei răi suferă din partea mâniei lui Dumnezeu. În schimb, mânia oamenilor nu are măsură. Ea îi nivelează pe toți. Să nu spui că mânia ta este de la Dumnezeu sau că e a lui Dumnezeu. Ori reflectezi să-L imiți pe Dumnezeu, fii zelos, dar aruncă mânia departe. Mânia oamenilor pioși e mânie de oameni drepți. Am încheiat citatul. Mânia devine rău când e lipsită de rațiune și de măsură. Mânia lui Dumnezeu, zice Lactanțiu, rămâne veșnică împotriva celor ce păcătuiesc veșnic. Mânia divină e îmblânzită nu cu tămâieri, jertfe sau daruri prețioase, ci prin îndreptarea vieții. Cine încetează de a mai păcătui, face să înceteze mânia lui Dumnezeu. Dar să revenim la mânia oamenilor, aceea păcătoasă. Cum se poate lupta împotriva ei? Cum se poate modula? Cum poate fi ținută sub controlul rațiunii? Părinții recomandă măsuri ce țin de educație, de psihologie, de virtute, adică morale și spirituale. Ei recomandă stăpânirea de sine, smerenia, răbdarea, dreapta judecată, înțelepciunea, educația, curajul adevărului, exemplele de urmat. Sfântul Grigorie de Nazianz recomandă drept răspuns la mânia altuia împotriva ta stăpânirea de sine, tăcerea, eventual gluma și, desigur, râsul și voia bună. Iar Sfântul Vasile sfătuiește virtuțile opuse atacurilor ce ar putea provoca mânia. Insultei, binecuvântarea. Lovirii, răbdarea. Disprețului, smerenia. Exercitarea hotărâtă a dreptei judecăți este o bună profilaxie împotriva mâniei. Mânia, zice Sfântul Ambrozie, trebuie prevenită prin înscăunarea rațiunii sau a judecății la cârma sufletului. Jugul și frâiele rațiunii temperează mânia, durerea, teama de moarte și lovitura neprevăzută. Iar Sfântul Grigorie de Nazianz afirmă: când ceea ce îți arde mintea scoate fum înainte de a se aprinde focul și de a se face flacără, când îți dai seama de tulburarea Duhului, împletește-te imediat cu Dumnezeu, gândește-te la El ca la călăuza ta, ia-L de martor la lucrurile care te frământă și înfrânează pornirea mâniei prin rușine și teamă, cât timp boala este încă tratabilă. Mânia trebuie stăpânită de la început, cât ești încă tu stăpân pe rațiune. Aceasta e una din acele patimi care trebuie stăpânită îndată ce se anunță, cât încă nu te-a ocupat. Ea va continua să se aprindă pe sine însăși, continuu, încercând să răstoarne judecata, apoi omul întreg. Dar pentru a reuși să stăpânești mânia, mai ales dacă i-ai căzut de multe ori pradă, e nevoie de educație continuă, până când vei ajunge la deplina vindecare. Afirmă Plutarh: să nu dai prilej mâniei să se ivească nici măcar în glumă, că-și preschimbă amabilitatea în ură, nici când vorbești în public, că-și transformă pasiunea pentru discuție în ceartă, nici când judeci, că-și dă autorității înfățișarea aparentă de aroganță, nici când instruiești pe cineva că-și produce descurajare și ura de carte, nici când ești în stare prosperă, că-și sporești pisma împotriva ta, nici când ești în nenorocire, că-și ia mânia, când ești ursuz și te cerți cu tovarășii tăi de suferință, îți înstrăinează mila lor. Cum vedem, acest mini-decalog are caracter mai mult social. Sfinții părinți sunt adesea mai preciși și mai analitici, dând educației o dimensiune accentuat duhovnicească. Aceasta, din urmă, trebuie să fie însoțită de smerenie sinceră, căci astfel nu mai lasă loc orgoliului, amorului propriu, părerii de sine, lipirii de bunurile trecătoare, lăcomiei și altor patimi, zice Sfântul Vasile cel Mare. Căci, zice Marele Părinte Capadocian, rolul cuvântului e decisiv în declanșarea și aprinderea mâniei.
Adesea, nu cuvintele de la cineva provoacă durere, ci orgoliul nostru rănit. Iar Sfântul Grigorie de Nazianz recomandă educarea cuvântului, care să devină cuvincios, smerit, măsurat. Iar recomandarea aceasta e cât se poate de actuală. Rugăciunea este și ea un antidot împotriva mâniei, căreia îi strâmtează drumul, pregătind calea sufletului cu bunătate, blândețe și înțelegere. Prin rugăciune putem cere harul lui Dumnezeu pentru biruința asupra mâniei, fără să lăsăm deoparte educația continuă a inimii. Să ne rugăm fără mânie și fără să ținem minte răul, zice Sfântul Ioan Casian, căci doctorul sufletelor ne poruncește ca nu numai când suntem noi mâhniți asupra fratelui să lăsăm darul și să ne împăcăm, ci și dacă el s-a mâniat asupra noastră, pe drept sau pe nedrept. Unii obiectează că natura a sădit în noi mânia. Sfântul Grigorie de Nazianz le răspunde acestora că tot natura a sădit în noi și stăpânirea mâniei. Dumnezeu și natura ne-au dat rațiunea pentru a o folosi exclusiv în bine. Iar exemplu de nemâniere este Domnul însuși, ca și toți aceia care l-au urmat pe el ca exemplu. Aici, Sfinții Părinți aduc numeroase exemple de fericiți bărbați, începând desigur cu Sfântul Ștefan, întâiul mucenic, pârga martirilor și a jertfelor, care, în timp ce era lapidat, cerea de la Dumnezeu iertare pentru omorâtorii săi ca pentru niște binefăcători. La fel și Sfântul Juvenalie, Patriarhul Ierusalimului, care a fost alungat din scaun de atâtea ori de către eretici și nu a proferat împotriva lor cuvinte de mânie sau de denigrare, ci a răbdat. De asemenea, un model de mânie dreaptă împotriva răului și a păgânătății îl avem pe Sfântul Ștefan cel Mare. La exemplele din Scriptură, Sfântul Grigorie de Nazianz aduce o serie de alte exemple, adunate din cultura elenică, din care, după părerea sa, creștinii puteau culege lucruri bune și folositoare. A întrece considerabil pe păgâni în cultură nu e ceva de prea mare laudă pentru noi creștinii, dar a fi mult întrecus de ei, ce rușine. Căci în cele bune ar trebui să ne întrecem și precum albina, din toate să adunăm cele bune și să ne ferim, precum face și ea, de nectarul veninos al patimilor care îngustează orizontul și orbește ochii minții și ai sufletului. Evagrie Ponticul afirmă, fără jumătăți de măsură, că mânia este vinul șerpilor, adică al diavolilor. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune că beția mâniei este mai grea decât aceea a vinului. Mergi la adânc, scoate pe cei înnecați de mânie, sfarmă teatrul diavolului, zice el. Întrucât sensurile ponderate ale mâniei se află necontenit sub amenințarea alunecării spre înveninare, unii părinți recomandă mare atenție, iar dacă lipsește experiența duhovnicească, e mai bine să ne ferim cu totul de mânie. E bine să nu o stârnim nici pentru pricini drepte, nici pentru nedrepte, căci Duhul mâniei, întunecându-ne mintea, nu se va mai afla în noi nici lumina care ne ajută să deosebim lucrurile, nici tăria sfatului drept, nici cârma dreptății, zice prevăzător Sfântul Ioan Casian. De aceea, mânia este considerată suma sau sinteza tuturor patimilor, căci acțiunea ei poate duce la moarte. Și totuși, apelul la rațiune nu trebuie nici de cum ignorat, căci am fost dăruiți de Dumnezeu cu acest măreț dar pe care nu se cuvine să-l acoperim în nicio situație de viață. A fost observată adesea mimica celor ce se mânie. Printre semnele prezenței mâniei sunt ochii întredeschiși ca și cum ar filtra lumina. Același lucru se întâmplă și la nivel mental și la cel al conștiinței. Mânia ne face ori în fața rațiunii, ori în fața soluțiilor de rezolvare a conflictelor. Din punct de vedere clinic, nu trebuie ignorate semnalele pe care accesele de mânie le furnizează, mai ales atunci când e vorba de copii sau adolescenți.
Agresivitatea lor poate demasca situații de suferință profundă, carențe afective, sensul dureros al nesiguranței. În astfel de cazuri, e evident că nu avem de-a face cu categoria clasică de patimă a mâniei și nu ne este îngăduită judecata pripită, ci mai degrabă tratarea lor cu atenție și angajarea delicată într-un proces de educație, așa cum sfătuiau și Sfinții Părinți. În majoritatea cazurilor, mânia și toate formele de agresivitate care se pot raporta la ea semnifică o atitudine instinctuală de autoconservare, fapt pentru care și eludează cadrele conștiinței. Mânia este irațională, dar putem angaja rațiunea noastră însăși într-un act de conștientizare a propriilor limite, care nu-i altceva decât aducerea în câmpul conștientului a acestui aspect atât de ascuns în subconștient, în câmpul rațiunii a acestui fenomen irațional. De aici poate începe vindecarea. Aceasta este calea de a ne elibera de greutatea acestei frici, aceea că nu ne-am putea învinge ceva ce ne domină implacabil și față de care ne-am resemnat. Din fericire, aceasta nu-i mai mult decât o problemă de rezolvat. Și se poate începe prin a exprima în alte cuvinte îndemnul psalmistului pe care l-am amintit de mai multe ori. Mâniați-vă și nu greșiți. În loc să zici cuiva nu te mânia, ar trebui să-i recomanzi. Te poți mânia, dar cu criteriu. Adică, această cea mai irațională dintre reacții supune rațiunii. Deci, ia-o sub control și orientează-o într-o direcție dorită de tine, o direcție liberatoare, o direcție cu sens. Vă invit să vă abonați la acest canal și împreună să descoperim și alte taine ale sufletului, ale ființei noastre cele mai adânci. Vă invit să nu uităm de asemenea că mânia înseamnă nu doar violență fizică, ci și una psihologică provocată cu ajutorul cuvintelor și al gesturilor. De aceea, asumarea responsabilității asupra tuturor dimensiunilor ființei noastre e un deziderat realizabil. Dimensiunile duhovnicească, psihologică, fiziologică și educațională trebuiesc și pot să conlucreze. Modulând comunicarea și relațiile interpersonale, modulăm inclusiv raportul nostru cu noi înșine și cu Dumnezeu.